Salut, eu sunt Oloia, aceasta este partea a doua din seria în care analizăm sezonul 2023-2024. Au trecut 3 luni de când am postat partea 1, iar săptămâna aceasta voi posta atât partea a doua cât și partea 3, deci fără să mai stăm la discuții, haideți să începem partea a doua, cupele și supercupele. Începem desigur cu Anglia, unde FA Cup, cea mai veche competiție din lume, a fost câștigată de Manchester United într-o finală cu Manchester City, cu scorul de 2 la 1 după goluri marcate de Mainoo și Garnacho. Așa că n-am ce să zic, cu geab fake Guardiola, care între timp a fost și demis. Ne mutăm la a doua cupă a Angliei, Carabao Cup, care a fost câștigată de Liverpool, ultimul trofeu al lui Jurgen Klopp pe banca cormoranilor. Golul a fost marcat de Virgil van Dijk în minutul 118 cu capul. Putea și Chelsea să câștige un trofeu? Iar acum ne mutăm la Supercupa Angliei, Community Shield, care a fost câștigată de Arsenal la penaltiuri cu 4 la 1. Rodri și KDB au ratat, iar Haaland nici măcar nu a tras. Haideți la Spania. Copa del Rey a fost câștigată de Athletic Bilbao într-o finală cu Mallorca, terminată la penaltiuri cu scorul de 4 la 2. Iar Supercupa Spaniei, stați să se vadă și logo-ul, bine, a fost câștigată de Real Madrid într-un El Clasico după un hat-trick din partea lui Vinicius. Cupa Italiei a fost câștigată de Juventus cu scorul de 1 la 0 în final în fața Atalantei după un gol marcat de Dusan Vlahovic în minutul 4. Iar Supercupa de Inter în ianuarie în Arabia Saudită după o finală 1 la 0 cu Napoli, gol marcat de Lautaro Martinez în minutul 91. În Germania, Cupa a fost câștigată de Leverkusen după un sezon genial, nu mai vreau să repet povestea. Iar Supercupa de Leipzig în 2023-2024 a fost debutul lui Harry Kane, iar Bayern a pierdut 3 la 0. În Franța, Cupa a fost câștigată de PSG și Kylian Mbappé, ultimul meci al acestuia. Iar Supercupa de PSG după o finală cu Toulouse în care Kylian Mbappé a și marcat. Hai să ne mutăm la România. Cupa a fost câștigată de Corvinul Hunedoara după o finală cu Oțelul Galați, iar Supercupa de Sepsi. Mamă, dar că s-au chinuit să facă locurile astea. Da, știu, Cupa, cel mai recent, a fost câștigată de FCSB, însă aceasta era din sezonul 2024-2025. Același lucru s-a întâmplat și în Germania. Cea mai recentă Supercupa a fost câștigată de Leverkusen. Mai analizăm Portugalia, unde atât cupa cât și Supercupa au fost câștigate de Porto. Turcia, unde cupa a fost câștigată de Beşiktaş, iar Supercupa a fost anulată. Decembrie ne amintim de acel meci între Galatasaray și Fenerbahçe, care trebuia să se desfășoare în Arabia Saudită. Iar într-un final voi mai analiza niște țări pe speedrun. Olanda, unde atât cupa cât și supercupa au fost câștigate de Feyenoord, care a luat și campionatul, deci pot să zic un sezon perfect. Și Belgia, unde atât cupa cât și supercupa din nou au fost câștigate de Union Saint-Gilloise. Sper că am pronunțat corect. Să nu uităm de Scoția, ultima țară din acest episod, unde cupa a fost câștigată de Celtic într-o finală clasică cu Rangers, iar cupa ligii, deoarece aceștia nu au supercupă, a fost câștigată de Rangers împotriva lui Aberdeen în finală, cu scorul de 1 la 0. Și da, cam aceasta a fost partea a doua. Mâine voi posta partea a treia, așa că nu vă mai rețin. Până atunci, eu am fost Tudor. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!